Poezia se numește Cu ce am plecat eu, Doamne, de la cruce. Să văd ce pică mie o să-mi da, eu îmi doresc mai mult, eu vreau cămașa sa. Eu, poate pică breul, cel moale, cel de in, suntem prea mulți soldați, aș vrea măcar puțin să prind și eu, măcar atunci când arunc zarul, să apuc și eu ceva din ce a avut tâlharul. Credea că e împărat. Acum e unul din cei trei. E doar tâlharul. A vindecat pe mulți. Acum, ca orice muritor de rând, își bea în tâmp amarul. Întreaga viață a fost un om de neînțeles. Am dat cu zarul 6, că cămașa mi-am ales și ziua e pe ducă. A fost o zi prea grea, plec obosit spre casă, plec de la Golgota. Cu un trofeu de preț, plec cu cămașa sa și am dovada clară că cel ce se credea Mesia, Salvatorul, azi a fost biruit în fața tuturor, fără drept, de tăgadă, Iisus chiar a murit. S-a întunecat tot cerul pe dealul căpățânii, pe când Iisus murea în mugetul mulțimii, pe când trăgeau la sorți să vadă de ce pică. Nimeni nu înțelegea secretul răstignirii prin care el, Iisus, plătea prin moartea grea, păcatul întregii lumi, plătea chiar vina mea. Cu ce plec de la cruce? La cruce nu e sorți, la cruce este har, har mult pentru cei morți. La cruce, ia crucea, vii murdar, pleci alb precum e lemna. La cruce, vii tâlhar, pleci prins, El chiar îți dă cununa. La cruce vii în zdrențe, fără vreun drept de sculți, prești cu inele în deget și îngerii cei mulți. Înalt să osanale slăvitului Iisus, ce a câștigat prin jertfă, din tirania morții, din groapa fără fund, din ghearele satanei, din beazna negre a morții, din grea pe veci pierzare și din adâncul greu păcat, pe omul decăzut, împovărat de patim, răpus și încătușat. Cu ce plec de la cruce? Nu haine, nu sandale, nu brâu frumos de in. Vreau inima curată, legată de iubire, nu de pământ străin. Vreau doar și fire nouă, tânjind să fiu umplut și cer întreg de el. Vreau inimă de carne, nu inimă de lut. Vreau haina mântuirii, vreau dragostea dintâi, vreau înnoirea firii, vreau pentru veci sus în mine să rămâi. Vreau viața, înfierea, vreau nașterea din nou, vreau Duhul Sfânt, puterea. Vreau, 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 ecou al răstignirii să schimbe viața mea și nu mai vreau haifui prin lumea asta rea. Nu vreau cămașa lui, nu vreau sandale reci, nu vreau nici brân de in, ci vreau Iisus pe veci. Să fii al meu stăpân, să fii mereu al meu, precum ai fost Dutoma și Domn și Dumnezeu. Vreau Golgota să-mi fie locul în care eu, prin jertfa lui Iisus, m-am împăcat pe veci cu bunul Dumnezeu. La Golgota e har pentru cei morți, totul se dă în dar și nu cu zar, la sorți. Azi este timpul în care, întreagă viața mea, zmerit să stai sub cruce, chiar poate a se schimba. La fel ca și tâlharul de Domnul Mântuit, tu poți schimba amarul în veșnic fericit. Întinde-i mâna, spune-i cât ești de vinovat. Golgota încă spală al lumii greu păcat. Decide să primești din toată inima nu ce câștigi cu zarul, ci ce-ți dă jertfa sa. Nu brâu de in sandale, nu nici cămașa sa, nimic nu-i de valoare, asta nu-i Golgota, ci Golgota e locul unde din slăb de sus a încăpătat salvarea și pacea prin Isus. La cruce este har, mult har pentru cei morți. Totul se dă în dar și nu cu zar, prin sorți. Îți pun o întrebare, răspunde în sinea ta, cu ce ai plecat oare azi de la Golgota? Amin.